Clubul de ciclism Velocitas din Timișoara anunță cu entuziasm revenirea Cupei Pădurea Verde la ciclism, evenimentul dedicat copiilor și familiilor, care va avea loc pe 25 august 2024. Ajunsă la cea de a șasea ediție, competiția promite să transforme ziua într-o sărbătoare a ciclismului și a activităților în aer liber. Sub sloganul Distracție și Mișcare, Cupa Pădurea Verde se concentrează pe participanți tineri cu vârste între 3 și 14 ani, oferind oportunități adaptate fiecarei categorii de vârstă pentru a se bucura de sport în siguranță și entuziasm. Organizatorii evenimentului pun un accent deosebit pe interacțiunea familială, reintroducând populara categorie familie, care permite părinților să pedaleze alături de copiilor. Traseele, concepute special pentru nivelurile de abilitate ale copiilor, sunt complementate de facilități de top Inclusiv cronometrare electronică cu chip, tricouri personalizate pentru participanți, medalii înghețată și puncte de alimentare. Mai mult, organizatorii au pregătit premii atractive și două biciclete care vor fi oferite prin tombolă. Asta pentru a adăuga un plus de entuziasm competiției. Evenimentul nu este doar o competiție, ci o sărbătoare a comunității, cu scopul de a promova stilul de viață sănătos și pasiunea pentru ciclism. Toate acestea sunt posibile datorită sprijinului primăriei municipiului Timișoara, prin centrul de proiecte care finanțează acest proiect. Participarea la Cupa Pădurea Verde este gratuită pentru toți copiii și părinții lor, reprezentând o oportunitate excelentă de a petrece timp de calitate în familie, învățând și distrându-se împreună. Pentru mai multe informații despre acest eveniment și modalitățile de înscriere, vizitați pagina web a evenimentului www.raceday.ro. Vă așteptăm să fiți parte din aventura pe două roți în inima naturii, la pădurea verde.